27 de ani de muzică bună, știri și emisiuni de calitate împlinește astăzi Radio Vâlcea 1. Înființat în anul 1993, postul a debutat odată cu Diana Ștefănescu, realizatoarea matinalului și a emisiunii Radiomania, fiind astfel cea mai veche voce a postului. Cel mai vechi om din Radio Vâlcea 1 rămâne subsemnata Ștefănescu Aspazia Diana pe buletin. Cu vreo 27 de ani de Radio Vâlcea 1 și cu vreo 2 ani de radio în spate, pe la primul post de radio din Râmnicu Vâlcea, este vorba despre Radio Paradox. Imaginează-ți că în 27 de ani de activitate am reușit să adun vreo 120.000 de emisiuni live. Am urcat, cred că, de vreun milion de ori scările astea de aici, care nu sunt decât 100. Asta așa, știi, ca o satisfacție personală a faptului că consider eu că am trecut proba timpului. Și proba timpului, din punctul meu de vedere, este una foarte, foarte importantă. Valicona este, de asemenea, unul dintre cei mai cunoscuți realizatori de emisiuni ai postului Radio Vâlcea 1. Radio a fost dragoste la prima ascultare. Clar. Da, cea mai mare satisfacție la radio, când vii să faci o emisiune gen matinal sau mai spre seară, e să răspundă cineva la bună dimineața și la bună seara. Asta înseamnă că cineva te ascultă și cineva primește vorbele tale acasă. Cătălin Georgescu și Lili Suciu sunt și ei voci cu care vâlcenii s-au delectat ani la rând. Pentru mine, Radio Vâlcea 1 reprezintă toți cei, nu știu, 20 și ceva de ani, ultimii 20 și ceva de ani, pardon, dinainte. Și am emoții la TV, nu vreau să apar foarte mult. Ce te-a adus aici? Radio. Radio Vâlcea 1. Curiozitatea m-a adus la radio. Curiozitatea a ucis și pisica. Eu îmi place să cred că dacă am căzut în picioare de vreo câteva ori de-a lungul carierei. Sper că ceea ce am făcut până în momentul de față, nu am timp și nici nu vreau să înșir aici, a contat și că va conta și în continuare în proiectele în care sunt angrenat. Bun găsit la știrile de la și jumătate, care întregesc ziua. Iar astăzi, la mulți ani, îi spunem Dianei, care împlinește 27 de ani de radio. Vreau să spun că eu n-am știut că am această voce pretabilă pentru radio. Eu vin din televiziune, însă Diana Ștefănescu, cu experiența ei de atâția ani, întâmplător mi-a auzit vocea înregistrată și a fost momentul în care a zis, stai puțin, că noi putem să lucrăm aici. Și într-adevăr, au fost câțiva ani în care ea m-a format și, mulțumită ei și celorlalți care au avut încredere, uite, prezint știrile de la Radio Vâlcea 1. Redacția Antena 3 Vâlcea urează postului de Radio Vâlcea 1 mulți ani minunați în continuare.